Noi reguli pentru vânzarea țigărilor electronice, produsele din tutun cu o aromă caracteristică sau care conțin arome în oricare dintre componentele lor, precum și produsele din tutun încălzite care ard, vor avea obligativitatea etichetării cu mesajul de informare și cu avertizmentele de sănătate combinate, text și fotografie. Această decizie se regăsește într-o ordonanță aprobată de Guvernul României și care transpune în legislația națională directivă delegată a Parlamentului European și a Consiliului. Noile reglementări vizează informarea corectă a consumatorilor privind efectele utilizării produselor de tutun încălzit prin introducerea obligativității unei etichetări corespunzătoare. Adoptarea actului normativ este determinată de creșterea vânzărilor de produse din tutun încălzit, care a depășit 2,5% din totalul vânzărilor de produse din tutun la nivelul Uniunii. Beneficiarii direcției reglementării sunt adulții și tinerii care au folosesc țigări electronice sau dispozitive electronice. Conform cifrelor raportului OECD din 2022, adulții care folosesc zilnic sau ocazional țigări electronice sau dispozitive electronice similare au reprezentat în anul 2019 aproximativ 2% din totalul populației. Conform unui studiu INS, un procent de 19% din populația adultă fumează țigări electronice sau dispozitive electronice. În România, peste 43.600 de români au murit în 2019 din cauza unei boli cauzate de fumat, conform raportului de țală al OMS publicat în anul 2023. Dintre aceste decese, aproape 21.000 sunt în urma bolilor cardiovasculare cauzate de tutun și peste 15.000 în urma bolilor oncologice. Restul, prin boli respiratorii, arată un comunicat al Ministerului Sănătății. Guvernul vrea o majorare până la media europeană a accizelor pentru țigări și alcool. În plus, se presupune și majorarea taxelor în industria jocurilor de noroc, inclusiv cu o majorare a taxei de licențiere, pentru că, susțin guvernanții, această industrie este una înfloritoare, în ciuda taxărilor actuale.